câteva cuvinte despre această victorie. Am reușit să aducem 3 puncte mari pentru FC Argeș în seara aceasta, dar înainte de toate vreau să vă spun că am pregătit extrem de bine meciul împreună cu Andrei, cu Prepeliță, noi cei care ne ocupăm de aspectele tehnice ale echipei. Am identificat momentele și lucrurile mai puțin bune, dar și cele bune ale UTEI. Am reușit astăzi. În primul și în primul rând am știut să suferim, pentru că au fost momente, atât cât am fost în egalitate numerică, dar mai mult chiar atunci când am fost în superioritate, cea mai mare ocazie și-au creat-o și au și înscris când noi eram în superioritate numerică. Sunt bucuros pentru cele 3 puncte, mergem mai departe, sunt 7 puncte pe care le-am adunat în primele 3 etape. Dacă eram puțin atenți și la etapa trecută, puteam să avem 9 din 9 și lucrurile arătau bine. Echipa a arătat forță, putere din punct de vedere mental, pentru că am luat golul în minutul 86-87, cred. Am făcut semne de la margine, echipa a reacționat bine și în 2-3 minute am reușit să întoarcem scorul și să câștigăm cele 3 puncte. Un meci mare pentru noi, sunt 3 puncte importante, dar atât. Le-am transmis și băieților împreună cu Andrei Investiar că trebuie să rămânem în continuare echilibrați, să rămânem modești, să rămânem umili, pentru că sunt doar 3 puncte, drumul este foarte, foarte lung. Într-adevăr, suntem într-un moment bun, dar nimic mai mult. Ne așteaptă un drum extrem de lung până acasă, după care un meci marți seara cu FCSB. Sunteți mulțumit de cum ați jucat echipa dumneavoastră 11 contra 10? Așa cum v-am spus, au fost momente când am suferit atât din când am fost în egalitate numerică, dar și în superioritate. Din punct de vedere al jocului, poate că primele 2 etape au arătat ceva mai bine. Poate că presiunea pe care a pus-o UTA astăzi asupra noastră a fost mai mare decât la primele 2 etape. Așa cum am spus și la Flash, sunt 2 antrenori, Ghiusi și cu Alin Pânzaru, 2 antrenori extraordinari pe care îi cunosc foarte bine și fac o treabă extraordinară aici. Sunt convins că vor ridica echipa acolo unde își dorește, că atât publicul piteștean cât și cel din Arad sunt cunoscători de fotbal, sunt convins că vor face lucruri bune. Sunt clar lucruri de îmbunătățit, avem lucruri în continuare de îmbunătățit în ceea ce privește jocul, dar le luăm pas cu pas, adunăm puncte și încercăm să scoatem echipa cât mai repede din zona fierbinte. Și eu mulțumesc!